Vlăduța Lupău, probleme grave de sănătate. Și-a anulat toate concertele. Interpreta de muzică populară are mari probleme de sănătate și a fost internată de urgență în spital. Nu se simțea bine de câteva zile și se pare că joi starea sa s-a agravat. Vlăduța Lupău a fost nevoită să-și anuleze concertele după ce a ajuns de urgență la spital. Interpreta în vârstă de 31 de ani, spunea în urmă cu câteva zile că nu se simte deloc bine. Artista a fost internată de urgență la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Vlăduța Lupău a postat pe rețelele sociale o imagine din spital, dar nu a spus exact ce probleme de sănătate are. Și-a anunțat însă fanii că are nevoie de îngrijire medicală și că nu putea să susțină următorul concert. Artistei s-au făcut mai multe analize, dar nu se știe încă dacă a primit și un diagnostic concret. Având în vedere spitalul în care este internată, putem deduce că ar putea avea o boală de natură infecțioasă. Din motive de sănătate, nu ajung azi la spectacolul de la Chișinău al fraților Advahov. Ne vedem la următorul Noroc Fest, a scris interpreta pe rețelele de socializare. Vlăduța Lupău mărturisea în urmă cu câteva zile că nu se simte deloc bine. A crezut însă că starea de rău este din cauza faptului că organismul ei este slăbit după naștere. A recunoscut și că nu a luat vitaminele pe care îi le recomandase medicul. Cele care sunteți însărcinate sau ați născut, neapărat să luați vitaminele pe care 6 le recomandă ginecologul după sarcină. Eu am făcut greșeala și nu le-am luat. Cred că de acolo mă dor și oasele și articulațiile, îmi cade și părul. Nu le-am luat, că m-am văzut cu sacii în car și nu le-am luat. Sincer, dacă aș da timpul înapoi, aș lua cred că pachetul dublu, numai să scap de chestiile astea. Dar vă rog, cele care vreți să mă ascultați, ascultați-o pe sora voastră și nu faceți greșeala asta. Luați toate medicamentele pe care 6 le recomandă doctorul, după ce nașteți, a spus Vlăduța Lupău, potrivit Cancan.